Meci de meci, toți banii mei îi dau pe femei. Pe Kindred vrei să începi cu W de fiecare dată? Asta să fie ca un fel de mini tutorial pentru Kindred, mai ales pentru Kindredzii care, că am văzut mulți Kindred pe care îi bați foarte ușor și de ce au win rate atât de mic aici, e pentru că toți Kindredzii încearcă disperat să-și ia marcurile. Pe de-o parte o înțeleg, problema este că, mai ales în low elo, e greu să-ți iei marcurile dacă nu ești tu fidat. Dacă nu ești tu fidat pentru că te vei duce de 99% de dat singur. Very nice, kill direct instant pe ăsta. Vreau să-mi iau prio pe mid, foarte important, n-am timp ca ea să o să facă freeze sau alte chestii pentru că vreau aici. Dacă nu, Skarner deja este aici și a luat acest scrub. Sunt șanse mari. Da, tocmai l-a luat unlucky. Nice, Yasuo. Wow, Skarner. Skarner joacă tilt. Ok. Ok, Yasuo, very nice. N-am luat Mark, n-am pus Mark-ul pe Skarner. Opa, Skarner. Eu aș avea grijă în locul tău. Yasuo, îl bate rău de tot pe Vex. Cred că putem câștiga lupta asta 100%. Opa. Chill, bro. Ăla e Yasuo, well played, my brother. Am luat Mark, very nice. Putem să luăm ăsta, putem să luăm ăsta. Ok. Punem Mark pe Garen și mergem. E viu? Da, e viu. Atât de aproape. Putem să-i dăm dive în schimb. Nu mi-e frică de ei sub nicio formă, dar aș vrea totuși kill-ul ăla pe Garen. Nu o să-l forțez sub nicio formă. Nu trebuie forțat kill-ul. Ok, aș vrea să joc la ăsta oricum. O să-mi fac topside-ul repede pentru a face level 6 și după aia o să joc. Ideea e că n-am viziune și cred că îl pierdem pentru că n-avem prio. N-avem oricum timp să ajung. N-am înțeles concret ce joacă Skarner până acum, pentru că nu prea face nimic în afară de să-mi dea mie counter la ceea ce încerc eu să fac. Ok, hai să vedem. Sunt aici. De ce nu pot să-l prind eu? Pentru mine nu e rău, n-am putut să iau Drake-ul, deși botul meu avea top vision din lume. Nice, ok, s-ar putea să moară Skarner. Vin eu. Na, nu-l prind, e prea rapid, tocmai a făcut kill sau ceva. Un matchup pe care nu-l vezi zilnic. Nu cred că trebuie să dau W-ul, nu? Adică... e un pic waste să dau W-ul aici, ultimata voiam să zic. Voiam să dau ultimata ca să pot să salvez. Să vedem unde se pune următorul mark, pentru că vreau să joc la el. O dată ce reușesc să mai iau încă 3 markuri, e destul de OP, dar îmi trebuie încă 3 de aici înainte. Nice, luăm ăsta. Următorul mark care o să se spawneze, cu siguranță îl putem lua, pentru că deja avem control asupra hărții. Cam ăsta e momentul în care deja, dacă sunt markuri din alea muiste, la modul se spawnează la wolves. Uite, acum de exemplu am la Krags, da? Nu mă mai interesează ăsta, mă duc direct, îmi iau Marco. Întâi tai ăsta. Aici, help. Mi l-am luat. Pot să-mi dau ru. Oh, nu. E momentul să fugim. E toată echipa lor aici. Un Q, un ultimată super bună dată de Vex. Glumesc, a dat-o oribil. Un meci ca la carte cu Kindred până în momentul ăsta. Jucat așa cum se poate până la urmă. O să mergem să luăm Drake-ul pentru că deja n-are sens să le mai dăm Drake. Teoretic un item foarte bun ar fi Witzendu, dar având în vedere că au Skarner și Garen, mi se pare că e... De fapt nu, hai să mergem pe Collector. Nu, suntem destul de în față, cred că n-are sens să facem altceva. E momentul de Collector. Oferesc de tot. Ok, Yasuo-i pregătit. Alistarul poate să moară lejer aici. Avem și Darius, very nice. Vine și Garen, trebuie să avem grijă totuși. Very nice. Luăm ăsta. Și acum puterea lui Skarner e cu de 20 de ori mai mică. O să vedeți. Nu e chiar așa mult, dar înțelegeți de aia. Adică nu e la fel de puternic. Și Drake-ul e al nostru. Okay, pușăm botul. N-are cum să răspundă sub nicio formă. Ești la chestia asta.
Easy busy. Lemon squeezy. Mai dăm o turetă lejer. N-am slow că n-am red mark-ul, dar reușește totuși să nimerească aici. Very nice. S-a mai luat un mark. Am 6 markuri în momentul ăsta, la 7 markuri, țineți minte, am 75 range. Putem să dăm colectorul, putem să dăm bază, super ok. Ok, mai nu știu dacă moare, că are viteză destul de multă. Ideea e că nu este acolo unde are viteza aia multă, pentru că noi am luat toate chestiile din junglă. Lui dau și foarte multă viteză lucrurile aia din junglă. Ideea e că nu cred că are sens să-l urmăresc, aia e faza. Hai să fim serioși. Ești foarte drăguț, dar n-ai vreo șansă. Ok, începem să punem orduri prin jungla dinamică. O să mai iau un marc aici lejer, cel mai probabil. Da, încă un marc gratis. Dar pot să-l omor repede. Easy. Ok, dar cred că e la baron următorul meu marc. Ceea ce înseamnă că trebuie să prioritizăm baronul. Nu că o să prioritizăm baronul pentru marcul meu. Am luat marcul. Da. Ok. E păcat să nu-mi iau Infinity Edge-ul, că dau foarte mult damage după. Bing Shilling, guys. De ce nu ne băgăm? Op. Ok. Cer să-mi dau Q. Trebuie să-l scoatem pe Vex. Dau R. Da, e un pic lost lupta. Măcar l-am scos pe Vex. N-avem ce să fac. What the fuck, man? What the fuck, așa de greu meciul? Îmi trebuie neapărat lor, Dominic, pentru că nu dau damage în Garen. Încă pot să iau farmul în Skarner, ceea ce e foarte plăcut să poți să faci. N-am putut să-i fur. Ok, și-a dat rău pe mine, sunt mort. Da, și-a dat rău pe mine. Da, nici o șansă n-avem. Ok, unlucky. Aproape l-am urât. Nu pot să continui, că n-am... și n-am râu oricum, ca să pot să contest sau ceva. Ok, îl trage pe Yasuo, nu că ar fi o problemă, e destul de bine că n-are râu. N-am râu. Ok, mort unul. Ok. Grijă la Vex, noi pe el trebuie să-l omorâm. Ideea e că mi-am one-shot și de la Garen și de la... Uf. Fuck you! Ți-a băgat Alistar în față. Ok, nu e încă pierdut meciul sub nicio formă. Singura mea posibilitate era să carry un meciul de unul singur. Și n-am reușit la momentul potrivit. Mort ăsta oricum. Încercăm să-i dăm smite. Continuați. Oh, doamne, ratăm Q când el e lângă zid. Ok, huge. Dau slow. Sunt șanse mari să moară Q-ul meu. Nice. Ok, vedem. Bine, rău de Tolux aici pe play. E mort și Vex, n-are cum să scape. Ruleu, mă retrag. Very nice. Ok. Anywho's, mergem aici? Maybe? E greu. E greu care planta? Ce să fugă? Maybe? Nu cred că-l prind, aia e faza. Ok, un din ăla a dat pe mine. O să mă duc după echipa mea. Mamă, cât... Wow! Cât dă Vex. Mortă Alistar. Huge. Nu trebuie să mă prindă Vex. Foarte important. L-am omorât. Nu știu... Am murit și eu de la el cumva. Nu știu de la ce. Aia e faza. Dă Vex foarte mult, am crezut că poți să supraviețezi din numărul acolo.
Mamă, ce bine ar fi să-i prindem. Dar noi prindem, că n-avem nimica de chase. O, l-a prins în RPS-ul. Vin, vin, vin. Haide, no cap ceva. Că e Draco, stop. Mort Alistar-ul. Haide, n-au voie să scape. N-au voie Yasuo. Mamă, cât aș slow mi-am luat. Dacă moare aici, be, ăsta e ok. Ok, 2. Mă rotesc și eu, ideea e că e Vex aici și e toată echipa lor și toată echipa mea e moartă. Ok, pot să vând în momentul ăsta colectorul, pentru că colectorul e destul de slab în ce au ei. Și da, Witsend ar fi un item destul de bun, dar ăsta sunt șanse să mă salveze mai mult de Vex. Deci o să mergem pe Malmortius. Bine, pe ultima dată încearcă să curețe niște wave-uri. Ah, nu, dar s-a dus în pur. Ok, reușesc totuși să-i dau dodge acolo. Da, cin, păi dacă mori în puii mei tot timpul, stai în viață, Vere, cum reușești să mori? Știu că ești un imobile la de carry. Am pot să mori așa când vrei tu non-stop, știi ce zic? Wow, s-ar putea să mor, sau nu? Încerc să fac picuri, dar sunt absolut singurul care face ceva. Pașernit, pomeciul ăsta. Dacă reușim să-l câștigăm. Oricum fac, teoretic, da. Dacă reușim să câștigăm, da. Ah, grijă. Toată echipa lor e mort. Doamne, cum mă să fi prins în minutul ăsta al meciului? N-a vere, ești mort. Ok. Nu! Credeam că... Nu, să nu-l prind. Ok, baby. Mamă, cât da. De ce? GG, my team has a disease in their head. N-aveam ce să fac. Era imposibil, oricum. Era, ne-au pușat prea mult. Era imposibil. N-aveam ce să fac. Dar, în esență...